Săptămâna asta, să știi că toți artiștii care au fost în studio au spus că ei se simt aici ca acasă. Să vedem dacă e și cazul artiștilor de astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! Cristian Ache, Direcția 5, imediat și Marius Cheregi. Imediat, înțelegând câteva clipe, ajunge și Marius. Cristi, bună dimineața, ești acasă? Bună, mă simt parcă mai bine decât acasă. Acasă, acasă plusat, la mine plusat. Destul de liniște, să știi. Aici e muzică plăcută, muzica anilor mei. Aha, frumos! Suntem în direct la Magic FM, este 9:44. Suntem în direct cu un oraș îndepărtat. Bună dimineața! Frumos oraș! Frumos, da? L-ai văzut? Eu doar din... Nu, sincer, pe ăsta nu l-am văzut. Doar din povești știu câte ceva. Dar o să ne povestească mai multe la această oră, Andreea. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața! Te-am trezit, nu-i așa? Poftim? Te-am trezit, nu-i așa? Noi te-am trezit. Da, da, am fost... A fost ziua mea și am fost... A fost ziua la mulți ani! Andreea, e departe, e în Marea Britanie. Unde ești? Da, sunt în Marea Britanie. Ești în Birmingham, înțeleg. Unde? Da, în apropiere de... Cât e de frig acolo? Acum chiar a fost frumos, a fost cald. Andreea, câți ani ai împlinit? 27. Fii atentă, avem pentru tine o surpriză. Este un om la telefon care îți va spune încă o dată la mulți ani. Două surprize avem, păi cum, normal. Hai să-l auzim pe omul care spune la mulți ani. Alo. Bună dimineața. Bună dimineața. Cine crezi că e Andreea? Tata. Și a doua surpriză vine chiar acum. Atenție, Andreea, pentru tine. O fată ca ea merita toată prețuirea ta. O fată ca ea nu găsești altundeva. Direcția 5. La mulți ani. La mulți ani. Andreea plânge. Da. Marius și Cristi ne-au ajutat să facem Direcția 5 în studioul Magic FM. Bună, Andreea. Bună. Mulțumim foarte mult. Te pupăm. De surpriză. Și eu pe voi. Andreea, vii acasă de Paște? Aș vrea să vin. Andreea e atât de emoționată încât nu trebuie să spui decât da. Restul facem noi și Blue Air. Ok. Andreea plânge. Mulțumim, Andreea, la mulți ani. Te pupăm. Salutări la Birmingham. Mulțumesc frumos să aveți o zi. Iar noi mulțumim Blue Air și mulțumim Direcția 5 că ne-ați ajutat să facem așa o bucurie Andreei și tatălui, desigur. Andreea Moldovan și tatăl ei, Victor Moldovan, care a fost complicele nostru în povestea asta. El a făcut înscrierea pe magicfm.ro. Felicitări și sărbători fericite. Mulțumim, la mulți ani. Auzi, ar trebui să salutăm cu salut, ce faci? Salut, Direcția 5. Ce faci? Nu e rău. Direcția 5 au o piesă nouă pe care o cântă alături de Nicoleta Nucă. L-aș întreba pe Cristi și pe Marius. De unde e ideea cu Nicoleta și cum a fost la înregistrare? Este nou nostru cântec pe care îl promovăm în perioada asta. Uh-huh. Face parte de pe nou nostru disc. De unde ideea? Ideea a venit de la... Faptul că toate fetele frumoase vin la Direcția 5 să cânte măcar un film. Nu neapărat, trebuie să aibă și calități. Îi le verificați vocale. Înainte. Trebuie să știu. Ce cântă, e probate, ce... da. Da, am cântat deja cu ea la Sala Palatului, am avut concert la Sala Palatului și a fost foarte, foarte bine primită de publicul nostru. Cred. Da? Acum, spunem două lucruri. Ce faceți de Paște? Că această campanie pentru care sunteți în dimineața asta în mod particular aici, sigur că la Magic FM e ca la voi acasă, da. Am mai spus asta. Această campanie se cheamă Acasă de Paște. Voi ce faceți de Paște? Să nu ziceți cântați. Cântăm înainte de Paște. Înainte de Paște. Da? Unde? În zona Dobrogea, Constanța, Mamaia, Mangalia, avem toate datele pe pagina noastră oficială, Direcția 5, de Facebook, bineînțeles. Și de Paște, cam fiecare an la biserică, bineînțeles. Ce frumos! Așa e normal. Marius, am citit pe un site, googlind, evident, că aveți o cântare în București curând. Cred că la Hard Rock. Exact. Cafe. Da, pe 5 mai. Pe 5 mai. Da. Vă așteptăm acolo. Vă așteptăm și noi oricând în studioul Magic FM. Pentru ascultători, pentru fanele Direcția 5, super single. Cu toată dragostea, salut, ce faci!